lungă marcă, există diferențe semnificative între o cremă sau alta, de la ingrediente și concentrație, la textură și tipul de ten căruia îi se adresează. În plus, fiecare produs este creat pentru a rezolva o anumită problemă legată de piele, fie că e vorba de deshidratare, iritații, acne, descoamări, puncte negre. Nu e nicio mirare, așadar, că ne trezim în fața raftului fără să știm ce cremă să alegem. Fiecare persoană e de fapt un mozaic de tenuri. Nu există o față perfect uscată sau perfect grasă. Din acest motiv, într-o lume ideală, în fiecare sezon, pentru fiecare zonă a feței noastre, ne-ar trebui alt produs cosmetic. Pentru că acest lucru este aproape imposibil, este indicat să cerem sfatul unui specialist și să nu cumpărăm creme după ureche. Prima regulă este că întotdeauna cremele de iarnă sunt mai dense, iar cele de vară sunt mai lejere și mai hidratante. Retinolul este cel mai puternic agent anti-aging care poate fi găsit în produsele cosmetice. El poate fi găsit sub mai multe nume chimice de retinol, acid retinoic, tretinoin și este keratinoplastic, adică determină ca pielea noastră să se reînnoiască bine. Mai mult decât atât, poate să fie folosit și de către persoane mai tinere care au probleme, de exemplu, de acne, dar doresc și rejuvenare, însă are problema că este fotosensibilizant, deci nu poate fi folosit decât iarna. Nu același lucru îl putem spune despre acidul hialuronic. Acest ingredient este obligatoriu în cremă de față, indiferent de anotimp. Acidul hialuronic este cel mai important agent de hidratare. El asigură păstrarea apei în piele, de altfel și în mod natural. Scopul existenței lui în membrana celulară este să țină apa acolo și determină o hidratare foarte puternică în funcție de lungimea lanțului acidului hialuronic. Când dorim doar hidratare pentru persoane în vârstă, putem folosi creme cu acid hialuronic cu lanț lung care să determine o ocluzie, deci o oprire a perspirației apei din piele. Colagenul, de exemplu, ajută pielea să-și mențină fermitatea și elasticitatea. Concentrația sa scade însă din cauza unor factori din mediul înconjurător, precum radiațiile ultraviolete, fumatul, un stil de viață dezordonat, stresul, deshidratarea, sedentarismul sau oboseala. Însă nu este recomandat ca și ingredient în cremă de față. Colagenul, de obicei, s-a cam scos din produsele cosmetice, deoarece el face o ocluzie foarte puternică, deci sufocă pielea. Și persoanele care au porii mai mari sau care nu au fața uscată toată, nu prea mai folosesc colagen. El se mai folosește doar în măști care se aplică pentru câteva minute și numai după o curățare profundă a feței. Există însă variante alternative care, deși par costisitoare, se dovedesc inspirate pe termen lung. Omega-3 este obținut din ulei de somon. El nu ne folosește în produsele cosmetice. Aplicația lui trebuie să fie internă, deci trebuie să mâncăm pește gras, pentru că pe din afară nu este decât un lipid care ar putea aduce puțină hidratare. Deci nu are efecte anti-aging sau efecte de frumusețe. Caviarul este o delicatesă, dar pe lângă calitățile gastronomice are și o influență benefică asupra frumuseții tenului. În industria cosmeticelor pe bază de caviar nu prea există consumatori nemulțumiți. Caviarul este unul din cele mai importante substanțe de hrănire. Deci cremele cu caviar aduc cea mai mare nutriție pielii și se folosesc în general pentru persoane mai în vârstă sau persoane care, din diferite motive, nu se hrănesc corect și atunci pielea lor e denutrită. De exemplu, persoane în diete foarte bruște, persoane care au anumite boli. Se știe că acizii din fructe au proprietăți exfoliante, stimulând astfel eliminarea stratului superficial de celule îmbătrânite și ajutând la regenerarea pielii. Specialiștii însă ne sfătuiesc altceva. Moda acizilor de fructe a cam apus, pentru că acizii de fructe nu sunt un agent în sine anti-îmbătrânire, ci un agent de peeling. Chipul le dezvăluie celorlalți amănunte despre personalitatea noastră. Un ten îngrijit este obligatoriu în orice situație, indiferent că suntem la birou, mergem la un interviu sau pur și simplu la cumpărături.